Este anchetă de amploare pe litoral după ce peste un kilogram de droguri a fost găsit pe o plajă din zona unui cartier plin de vile de lux. Surse din anchetă susțin că e vorba de cocaină și că pachetul seamănă izbitor cu cele recuperate de pe malul mării în timpul capturii de 2 tone de droguri din 2019. Colega noastră Cătălina Buzeanu ni se alătură în direct cu toate detaliile. Cătălina, bună dimineața, te ascultăm. Bun găsit, un trecător a fost cel care a semnalat prezența pachetului pe plaja Între Diguri, așa se numește, din zona cartierului Consilieri. Acolo vorbim de o zonă de lux cu vile foarte somptuoase, o zonă în care, de altfel și în urmă cu 4 ani, au mai fost descoperite droguri la scurt timp după ce 200 de kilograme de droguri fuseseră recuperate deja din apele mării din zona platformelor mari. Ei bine, iată că și de această dată vorbim de un pachet asemănător cu cele de atunci, în cantitate de aproximativ 1 kg și 280 de grame, pachet care a fost deja ridicat, evident, de către polițiști și în momentul de față cei de la DIICOT fac cercetări cu privire la proveniența lui. Vorbim de o substanță de culoare albă, asemănătoare cocainei, iar surse din anchetă susțin că ar fi vorba tocmai despre acest drog. Trebuie să vă spun că la fel s-a întâmplat și în 2019, tot mai mulți localnici au fost cei care au semnalat prezența pachetelor de droguri de pe plajele, de pe litoral, iar atunci a fost vorba de o captură impresionantă. 2 tone de cocaină în total au fost recuperate după ce o parte din această cocaină ajunsese în mare în urma unei transbordări de la o navă la o embarcațiune, iar o altă parte din aceste droguri a fost recuperată de către polițiști de pe cale rutieră dintr-o dubă în care fusese reținute aceste droguri mai multă vreme. A fost o acțiune de amploare atunci și acum se anunță o anchetă extrem de complexă, pentru că deocamdată polițiștii nu au foarte multe informații cu privire la aceste droguri. Se iau în calcul mai multe variante. Fie acest pachet provine din acea captură, însă este puțin probabil ca drogurile să reziste atâta vreme în apă, fie este vorba de o altă captură, de un alt trafic de droguri în acest moment.